Bună ziua, stimați prieteni! Astăzi organizăm această conferință de presă pentru a informa opinia publică, mass media, despre faptul că în Parlamentul Republicii Moldova, în data de 3 noiembrie 2020, a fost înregistrat un proiect de lege, numărul 436, care are o denumire oficială în felul următor. Lege pentru modificarea legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, numărul 270 din 23 noiembrie 2018, și legii salarizării numărul 847 din 14 februarie 2002. Vorbind într-un limbaj mai simplu, este vorba despre un proiect de lege pe care l-am înregistrat împreună cu colegii noștri de la Platforma Demnitate și Adevăr, care prevede plafonarea salariilor nesimțite din Republica Moldova. Din păcate, trebuie să spunem că până la această oră lucrurile nu s-au schimbat în bine. Acest proiect de lege deocamdată rămâne pe linia moartă a Parlamentului, deși trebuie să precizăm că proiectul de lege a fost votat în prima lectură, iar dacă acum ar fi votat, va fi votat sau ar putea fi votat în lectura a doua, atunci va deveni lege și în felul acesta vom scoate o mare povară de pe umerii contribuabililor, pentru că, așa cum v-am informat în repetate rânduri, în Republica Moldova avem, la ora actuală, salarii de 170 de mii de lei lunar, 150 de mii de lei, 140 de mii de lei, 120 de mii de lei, 100 de mii, 90 de mii, 80 de mii de lei și așa mai departe. Sunt niște salarii care fac o discrepanță uriașă dintre salariile pe care le primesc 10 de mii de funcționari publici, nemai vorbind de oameni simpli care sunt angajați în câmpul muncii, mă refer aici la pedagogi, la medici, la alte categorii sociale de acest gen. Și pentru a exemplifica aceste salarii nesimțite, de fiecare dată veneam cu argumente și cu probe privind salariile angajaților de la Banca Națională. De exemplu, un viceguvernator de la Banca Națională, n-am să-i dau numele, are 1,8 milioane de lei, circa 153 de mii de lei. Guvernatorul are 165 de mii de lei. Așa, președintele, de exemplu, președintele Consiliului de Administrație al CNPF are 1,5 milioane de lei și anuală, deci 137 de mii de lei lunar, plus o pensie de 31 de mii de lei și foarte interesant că toți membrii Consiliului de Administrație al CNPF au și tichete de masă de câte 1.000 de lei lunar. În total, peste 10.000 de lei anual. De asemenea, vicepreședintele Consiliului de la CNPF ridică un salariu de 1,2 milioane de lei. Membrii Consiliului de Administrare de la CNPF 1,1 milioane de lei. Director de la ANRE 65.000 de lei, iar directorul general de acolo are peste 84.000 de lei lunar. Am aici declarațiile de avere ale acestor funcționari, am pregătit și toate informațiile privind modul în care această temă a fost dezbătută de către mass media. Vreau să spun că, în afară de reglementarea salariilor nesimțite, prin acest proiect de lege noi oprim și dezmățul care se face în ceea ce privește consiliile de administrație. Și, de asemenea, am venit cu argumentul că un membru
al Consiliului de Administrație și angajat al Ministerului Economiei a ridicat indemnizații de peste 1.200.000 de lei anual, adică în jur de 80-85.000 de lei lunar. Conform proiectului de lege votat în prima lectură de Parlamentul Republicii Moldova, acest lucru nu se va întâmpla, pentru că la articolul 2 din proiectul de lege, noi venim cu anularea acestor plăți pentru participarea în consiliile de administrație. Acești oameni sunt angajați ai statului, ei primesc salarii foarte bune, de exemplu, persoana la care mă refeream primește 14.000 de lei salariu lunar de la Ministerul Economiei, prin urmare, aceste indemnizații de milioane nu și-au rostul, pentru că este o foarte mare povară pe bugetul țării. Și acum vreau să spun un lucru foarte important, de ce am organizat această conferință de presă acum. Din informațiile pe care le am și din discuțiile pe care le port cu persoane din sistem, observăm că noua guvernare nu intenționează să facă ordine în acest sector, cel puțin din primele luni de activitate acest lucru nu transpare. Și temerea mea și a colegilor mei din platforma DA este că acest proiect de lege va fi scos din procedură legislativă, nu va fi votat în lectura a doua, iar mai mulți demnitari din întreprinderile de stat sau din instituțiile de reglementare, acolo unde persistă aceste salarii nesimțite, vor fi eliminate, iar în locul lor vor fi numite alte persoane care intră în grațiile noii guvernări și aceste noi persoane vor continua să primească aceleași salarii nesimțite de 180.000 de lei, de 150.000, de 130, 120.000, 100.000, 90, 80 și așa mai departe. Noi, când am venit cu aceste modificări, ne-am gândit anume la aceste salarii nesimțite. Noi nu ne-am propus să intervenim în salariile oamenilor care lucrează la stat, cei mulți funcționari publici care au salarii din punctul nostru de vedere mici. Aceste salarii trebuie, dimpotrivă, trebuie să crească. Modalitatea prin care venim noi este plafonarea acestor salarii nesimțite la două, maxim trei salarii medii pe economie. În felul acesta va exista o legătură organică dintre salariul pe care îl primește un demnitar de acest rang și dacă va dori să-și crească salariile, atunci va trebui să contribuie la creșterea salariului mediu pe economie. De aceea, la sfârșitul intervenției mele, aș vrea să mă adresez către președintele Republicii, doamna Maia Sandu, către președintele Parlamentului, domnul Igor Grosu, către deputații din Parlamentul Republicii Moldova, în special cei din comisiile de specialitate, pentru a urgenta adoptarea în lectura a doua a proiectului de lege 436 din 3 noiembrie 2020, proiect votat în primă lectură, pentru a rezolva această problemă cu salariile nesimțite și pentru a nu se crea percepția că înlocuim unele persoane puse în aceste funcții de către regimul oligarhic, inclusiv beneficiari fiind și cei din regimul Dodon, iar acum vor fi schimbați cu alte persoane care vor beneficia de aceleași salarii nesimțite, dar care sunt în grația actualului regim.
De asemenea, aș vrea să spun că tot în Parlamentul Republicii Moldova există un proiect de lege pe care l-am elaborat privind plafonarea pensiilor nesimțite și aici ne referim la pensii de peste 100.000 de lei, 150, 120, 100.000 și așa mai departe. Ne referim doar la pensiile celor din care au activat în sistemul bugetar, nu ne referim în niciun caz la pensiile obținute în celor care au activat în sistemul privat, tot așa și la salariile din proiectul 436, cu referință doar la persoanele care au activat sau care activează la ora actuală în sistemul de stat, nu în cel privat. În sistemul privat oamenii pot să primească orice sumă de bani, acolo ei plătesc impozite și este absolut dreptul lor. Aici însă, în condițiile în care un pedagog primește un salariu de 5, 6, 7 mii de lei, iar un angajat de la CNPF primește 120 sau 130 de mii, sigur că decalajul este foarte, foarte mare, iar responsabilitățile, mi se pare, a unui pedagog sunt mult mai mari decât al unui membru al CNPF care, din păcate, nu a făcut nimic pentru reglementarea sistemului de care răspund, el fiind unul practic în derivă. Noi vom continua să monitorizăm aceste două proiecte de lege, vom continua să monitorizăm împreună cu colegii noștri și celelalte proiecte de legi ale deputaților Platformei de Unitate și Adevăr din legislativul trecut, care sunt în Parlament, fie că au fost adoptate în prima lectură, fie că au trecut marea majoritate a comisiilor de specialitate din Parlament, fie că doar sunt înregistrate, pentru că sunt proiecte foarte importante, necesare în condițiile economice și sociale actuale și noi sperăm că colegii noștri care de altfel le-au și votat împreună cu noi în Parlamentul trecut, este cumva și obligația morală a lor să le dea curs în continuare pentru a deveni legi și pentru a ușura în așa fel viața oamenilor din Republica Moldova.